close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on starea circularului după ce am făcut unboxing-ul și montarea. Am găsit prin jurul casei ceva materiale. N-am primit din păcate la Evolution Power Tools niciun material de testat. Așa că am căutat eu ceva pe lângă casă, și fier și plastic. O să vedem cum se descurcă, să ne facem o părere, o idee. Și sunt curios, nu știu, am emoții, ca să zic așa, să văd o lamă de genul acesta cum taie și metal. Dar o să vedem cum se descurcă și la finalul clipului ne dăm seama cât de bun este. Și în prima fază avem o bucată de lemn, nu este foarte groasă, este o bucată de lemn de brad. Începem cu ce e mai slăbuț. Am să dau drumul și la aspirator, să vedem ce reușește să tragă. Da, deci trece ca prin brânză, taie foarte bine. Acum sunt curios cum arată și lemnul. Da, lasă ceva, dar având în vedere că este o pânză în 20 de dinți, nu știu ce putea cere. Deci a tăiat fără nicio problemă, chiar fără nicio problemă. La un moment dat s-a auzit cum ajunge la metal, dar nu a întâmplat niciun fel de rezistență. Mai am aici o bucată de lemn, ce am găsit și eu prin casă. Este un lemn de esență mai tare. După cum se poate vedea, dacă lemnul este mai tare, lasă mai puține așchi. Oricum, taie fără nicio problemă, nu întâmpină deloc rezistență, nici eu nu încerc să-l fugăresc prin lemn, dar oricum, taie foarte bine. Deci chiar foarte bine taie. Mai avem o bucată de țeavă.
PPR. Să vedem și pe aceasta. Când reușim să o tăiem. În schimb, aici, cu tăietura este foarte, foarte ok. Asta se pot lua cu ceva, cu un cutter. Cam așa arată tăietura. Eu zic că arată foarte bine pentru o lamă multimaterial. Deci taie foarte bine această lamă. Plat band, ceva destul de grosuță. Deci să vedem cum se descurcă, chiar sunt curios cum se descurcă cu această bucată de metal. Sincer, am ceva emoții când știi că nu o tai la un flex, dar o să vedem acum. Da, ce pot să spun decât wow. Cam așa arată. Nu este fierbinte deloc. Are o tentă de, ca și cum s-ar fi încălzit, dar nu foarte, foarte slab. Deci cam așa arată. O tăietură cu o pânză multimaterial. Oricum, taie foarte bine. N-am ce spune, n-am ce comenta. Mi-ar fi plăcut modelul mai mare. Dacă ar fi să-mi cumpăr, mi-aș cumpăra modelul mai mare. Ai capacitate de a tăia dimensiuni mult mai mari la lemn. Are soft start. Are și frânare electrică. Deci, acel model îmi place foarte mult. Și diferența ar fi undeva la 100 sau 250 de lei, nu mai știu exact. Deci cumva s-ar merita să plătești acea diferență. La aspirație se putea și mai bine.
A lăsat ceva mizerie, nu așa multă, dar a lăsat ceva. Din punctul meu, sau ce cred eu, ar fi că circularul lucrează la rotații pe minut destul de mici și nu reușește să ridice praful și rumegușul pentru a-l extrage prin partea superioară. Așa că el este aruncat mai mult prin această zonă. Deci el nu reușește să-l împingă în partea superioară. Dacă ar fi lucrat la rotații pe minut mult mai mari, cred că atunci nu era nicio problemă. Dar dacă se doar să-i pui aici ceva pentru aspirație, și cred că ar fi mult mai eficient, din punctul meu de vedere. Am să încerc să fac o improvizație și o testare, să văd ce se întâmplă. Deci, din punctul meu de vedere, acest circular merită toți banii. Altceva, nu cred că mai găsești, cum am spus și în primul videoclip. Deci, chiar nu ai altă variantă mai bună. Eu am vrut să-mi cumpăr pentru circularul meu de mână o pânză mai fină, să tai mai fin cu ea. Și mă costă cel puțin 250 de lei o pânză, cât de cât ok. Deci numai o pânză costă 250 de lei, circularul acesta costă 650 de lei. Deci faceți voi calculele. Circularul are materiale foarte ok, are laser ce se alimentează direct de la rețea, față de altele care au laser cu baterii, deci n-ai grija lui. Ce pot să mai spun? Oricum, pare de calitate. Nu pare un circular ieftin. Eu n-am auzit de această firmă Evolution și a rămas foarte încântat de cum arată și de cum funcționează. Mi-ar fi plăcut ca și acest model să aibă un soft start, să nu plece chiar așa de tare. Dar, oricum, își merită banii, eu îl recomand. Minusuri ar fi lipsa sacului, ar fi această limitare a pânzei, că trebuie să o achiziționezi doar de la Evolution, deci nu poți să mergi la Bosch sau la altă firmă. Ca și minusuri, cam acestea ar fi, din punctul meu de vedere. La sfatul colegului nostru de pe YouTube, gospodăria lui Dan, am verificat și unghiurile, au fost ok la mine. Doar o diferență de 0,2 grade, dar nu l-am mai stresat, l-am lăsat așa. Pentru lucrările mele deocamdată e ok, am să umblu cu altă ocazie la el. Și am să văd, astfel mai folosesc pe lângă casă și am să mai revin cu un review, să vedem cum arată acesta după o perioadă de îndelungată de folosință. Cam acesta a fost videoul meu. Dacă v-a plăcut, dați-mi un subscribe, un like și ne vedem la următorul meu clip.